titlul este foarte bine ales. Virusul vine, da? Dar noi nu avem anticipate. În loc să ne preocupăm să informăm corespunzător populația, corespunzător ce înseamnă? Un om trebuie să știe la ce să se aștepte. Un om informat este, prin informarea în sine a populației, din start reduci cu mai mult de 50% efecte dezastruoase ale unei astfel de epidemii. Și informarea asta ar trebui să fie una corect făcută, ba chiar agresivă. Așa cum vedem foarte des acele informații de utilitate publică sau de importanță socială legate de igiena dentară și de multe alte zahăruri, grăsimi, consumul de zahăr și grăsimi poate dăuna grav sănătății, la fel de bine putem avea, mai ales în astfel de situații, în momente de maximă audiență sau înainte de fiecare program de știri pe toate canalele de televiziune, câteva puncte foarte clar explicate, foarte scurt, cum se poate întâmpla, cum se poate evita îmbolnăvirea sau infectarea, luarea acestui virus, pentru că vedem pe stradă foarte mulți oameni, în momentul de față, chiar îi întâlnești și prin București, e drept mai puțin decât în China probabil, foarte mulți oameni cu măști pe față. E ok cu masca pe față, dar poți să porți 5 rânduri de măști pe față, că dacă nu te speli pe mâini și iei pui mâna și iei virusul respectiv de pe o bară din autobuz, n-ai rezolvat nimic cu toate măștile de pe față. Da? Este evident și, cum să spun, nici tratamentul nu este ceva extraordinar de deosebit față de gripa normală. Tot cu antitermice și cu antiinflamatoare. Adică se tratează nu... simptomele. Exact, adică nu poți ști că te-ai îmbolnăvit pentru că în momentul în care te-ai infectat până la perioada de incubație de 2 săptămâni, nu prea ai simptome. Și drept urmare, tu ești infectat, dar nu ai simptomele respective. Bun. Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33. Dacă vă place Canal 33, nu uitați să ne lăsați un like. Pentru mai multe emisiuni interesante de vizionat, apăsați pe bannerul care se derulează pe ecran în colțul din dreapta sus sau direct apăsând pe butonul cu i, iar dacă vreți să urmăriți mai multe emisiuni Canal 33, apăsați pe butonul subscribe sau abonează-te din partea de jos din dreapta ecranului. Nu uitați să ne lăsați un coment în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumim!